Măi, eu am mai zis, eu pot să și opresc ploaia după cum ți-am demonstrat de câteva ori, pot să bag chiar zăpadă după cum am demonstrat cel puțin o dată și pot să bag ploaie la Romaniacs după cum ți-am demonstrat anul trecut. Sau acum de. Da. De ce ești? De ce te pui cu mine? Că știi că am semnat un pact cu... E cu... Sau cu... Apropo de chestiunea asta, dincolo de frica de sărăcie și de frica de boală, între fricile omului, nu neapărat omului modern, ci ale omului ancestral, pot să spun, este frica de moarte. Andreea Pautov este instructor de yoga, este prietena noastră. Bună dimineața, Andreea, bine ai revenit. Bună dimineața! La vorbește tocmai despre acest lucru, dar mai ales despre cum putem lucra cu fricile noastre, ca odată eliminate, să nu ne cauzeze pe alte meridiane, pe alte planuri. Ce frumos, deja vorbiți în limbajul meu, deja nu mai trebuie să ambalez cumva, așa este. Doar unii, el are doar o oră de tetapie. Vă pregătiți înainte, nu? Ne pregătim, da. Te rog să-l ierți pe colegul meu când vede oameni în colanți, are tendința să-i asculte orice zic. Spre deosebire de el. Andreea, ce e frica de moarte? Bine a spus la început, ați menționat de frica de sărăcie, frica de boală. Omul este foarte creativ, aș inventa foarte multe frici și până la urmă este unul dintre atribuțiile minții noastre. Însă, din câte am observat eu din lucru cu femeile la studio, resursa și sursa și originea tuturor fricilor noastre, inclusiv acum în contextul nostru actual, că sunt calamități, că este virus, că sunt alte diverse povești cu care mintea umană se confruntă și se sperie foarte tare, este frica de moarte. Adică, de fapt, ne este frică că la un moment dat am putea intra în acel proces care poartă numele de necunoscut, că până la urmă nimeni nu știe ce se va întâmpla după și atunci creăm această isterie și această criză pe care noi o ambalăm prin alte feluri false, cum spuneam, frica de sărăcie, frica de a fi părăsit, frica de a fi abandonat, frica de a lua virus, frica de exemplu în Bali, frica de a exploda vulcanul și a venit lava pe lângă tine și a intrat pe sub picioare și a te arde. Avem tot felul de frici. Însă cred că frica omului de moarte este de fapt nimic altceva decât frica omului de a rămâne în viață și de a-și asuma viața exact așa cum ea este. Pentru că dacă am fi bucuroși și ne-am trezit dimineața, așa cum spunea și Paul în videoclipul său, și am spune bună dimineața, nu? Bună dimineața nouă, bună dimineața tuturor oamenilor din viața noastră, bună dimineața și mulțumesc soarelui, lunii, întregului univers și am trăit cu acea plenitudine a gratitudinii, a bucuriei de a fi în viață, cred că nu ne-am mai gândit și nu ne-am mai terorizat atât de mult mintea cu frica de moarte. Eu aș vrea să vă arăt câteva exerciții prin care să îmbrățișăm frica de moarte și să ne putem elibera de ea, pentru că, așa cum bine a spus, ea ne poate afecta în scăderea sistemului imunitar. Știți că aici avem timusul, da? Știți pe Tarzan care, nu știu dacă o să creez eu ceva panică în momentul în care o să apăs, dar știți pe Tarzan, da? Care scotea sunetul acela când bătea la tob aici. Și aș vrea să punem în... Haideți și voi, băieți, vă rog, că vreau să creștem... Avem un lavalier aici și e complicat. Da, ne prefacem atunci, dar intenția este aceeași, da? De a bate toba de aici, din timus, pentru că în timusul nostru, știm foarte bine că este glanda care este responsabilă de creșterea sistemului nostru imunitar, în momentul în care batem aici, o să vă invit și să zâmbim, pentru că creierul nu face distinția între realitate și imagine. Zâmbiți, băieți, viața e frumoasă! Nu, mă gândeam că timusul ăsta e locul de unde pleacă sufletul pe lumea aialaltă și mă gândeam că bată el așa. Pleacă și vine. Este doar o interpretare sau o neînțelegere a ceea ce este frica sau moartea. Frica sau moartea îs una și aceeași. Acum o să facem poziția copacului. Ca să înțelegi ce de frici avem noi, de vreo două luni ne certăm pe câte grame are sufletul. Aha, am înțeles. Eu și cu micuțul aici. Foarte interesant. Da, vrem acum... și noi, dar să fie feliat. Ok, mă concentrez și la voi și mă concentrez și în postură. Și la fel o să-mi ating aici timusul. În mod normal aș face aici o bătaie ușoară și aș respira lung și liniștit. Cum spuneam, frica de moarte nu este nimic altceva decât lipsa conștientizării și neînțelegerea a ceea ce reprezintă viața și moartea. Cum se cheamă poziția aceasta? Se numește poziția copacului. Este o poziție de împământare, de siguranță, de protecție, prin care să ne aducem așa o aură de protecție în viața noastră. Respirăm lung și liniștit. De asemenea, o altă postură de protecție, de siguranță, de stare de bine, este postura copilului. Cu siguranță ați văzut, are foarte multe beneficii și pentru coloana vertebrală.
Este o postură propriu-zis în care ne lăsăm în detașare și ne abandonăm pământului, energiei pământului, pentru că până la urmă de acolo am venit și de acolo plecăm. Frica de moarte mai reprezintă de asemenea și atașamentul asupra posesiilor din viața noastră, asupra ceea ce noi credem că reprezintă viața, pentru că noi credem că viața este un job, o profesie, o mașină, iar frica de moarte te învață să intri în această stare de a fi, că ești mult mai mult decât ceea ce crezi tu că ai în viața asta. Iar asta este iarăși o postură foarte bună pentru activarea sistemului imunitar și pentru creșterea rezistenței în fața virusului, a bolilor, a diverselor acțiuni care pot afecta organismul nostru. Dar cum îi zice astea, că aia copilul nu m-a interesat, dar asta e mai interesantă. Are o denumire, are o denumire destul de greoaie în sanscrită, Setu Bandargasana. Vii acasă și o găsești în Setu Bandargasana. Nici nu mai știi exact, te întorci la copacul. Așa. Și nu în ultimul rând, aș vrea să facem așa o protecție pentru fiecare dintre noi, pentru toți spectatorii noștri, în care să ne imaginăm o bulă de lumină, o sferă de lumină în jurul corpului nostru, care să ne protejeze de toate fricile noastre, de toate nesiguranțele noastre, de toate convingerile noastre limitative, care ne împiedică să vedem de altfel că viața și moartea sunt parte din aceeași energie și că noi suntem energia, energia este indestructibilă, energia nu se limitează, nu poate fi afectată și vă invit să vă imaginați pe fiecare dintre voi precum niște ființe conștiente, vii, înțelepte, care creează această sferă de lumină în jurul corpului vostru, astfel încât doar lucruri bune, frumoase, pline de iubire, compasiune și gratitudine să vină către noi. Cum v-ați simțit în bula voastră? Eu nu pot să mă exprim, dar să știi că aici în bula mea... Eu stau de câteva ori pe săptămână în bula mea, dar na, când ajung aici și mă ia asta în balon, știi, e mai complicat. Să spunem că frica de moarte poate veni și din experiențele ușor neplăcute la care am fost supuși în copilărie. Bineînțeles. Adică noi suntem dintr-o generație unde părinții ne cărau pe la mormântări, să nu uităm acest aspect. Ele au lăsat ușoare răni. Așa este. Dar știi ce spune un om conștient spiritual? Că vindecarea nu trebuie să fie egală cu trauma pe care am experimentat-o. Deci acum tu și cu mine și cu mine și cu voi toți putem alege să ne vindecăm printr-un simplu click, înțelegând altfel lucrurile și aducând mai multă conștientizare în viața noastră. Ca să vorbesc de pe internet, ce părere ai despre amețitele care meditează singure? Dragii mei, eu sunt de părere că totul poate fi o meditație. Felul în care te îmbraci cu o rochiță, chiar și la cumpărături, poate fi o meditație. Dar nu poți ajunge singură doar uitându-te pe internet. Nu trebuie să fii la început măcar asistat. A zice da și nu. Aș fi la mijlocul distanței. Un fel de a medita, de exemplu, poți să fie să mergi în parc și să pășești și să respiri în timp ce pășești sau să îmbrățișezi un copac și nu cred că ai nevoie. Da. Și nu cred că ai nevoie de un profesor cu foarte multe studii pentru asta. Sau felul în care facem dragoste cu partenerii. Așa spuneai? Da. Deci, cum spuneam, nu avem nevoie neapărat de mentori. Meditația este o stare de a fi. Și tehnica este doar o tehnică, doar un instrument. Andreea, data viitoare îți propun un kundalini împreună să-i arătăm și colegului Dani ce se poate face. Bă, eu m-aș băga și eu, că am și eu câteva idei. Am auzit... E separat kundalini, fiecare cu energia lui sexuală. Atunci nu. Că am auzit în niște hoteluri prin care am mai stat, am auzit niște meditații de astea de... Cred că erau pe vechiul rit indian, chemarea pământului. Da. Da. Bă, dacă mai auzi de astea în diverse hoteluri, n-aș bea nimic de la micul dejun. Da. Eu am șansa să par prost tot timpul aici în emisiune. Colegul meu mă subestimează tot timpul, mai ales lingvistic. Să știți că e recunoscut științific că frica totuși este singurul instrument care îl ține pe om, care nu este chiar o ființă foarte adaptată în viață. Bravo! Deci, frica e bună, așa e. Aș putea să vorbesc, Andreea, despre asta în poziția... Copacului? Setu Bandargasana, aia pe spate? Așa.
să-mi iau banii de acasă, așa se cheamă poziția, mult timp. Deci, frică, dar să nu fugim tot timpul de ea. Luăm o scurtă pauză, să ne vedem în câteva momente. Vă rog să luați cu apă și să meditați până ne întoarcem.